Parcul auto al municipiului Râmnicu-Vâlcea este în continuă modernizare, chiar și în plină criză provocată de apariția COVID-19. Astfel, 7 autobuze articulate vor susține în cadrul proiectului cu finanțare europeană construirea unei artere de legătură între bulevardul Nicolae Bălcescu și bulevardul Tineretului spre nord, de la intersecția acestuia cu strada Jim Iescu, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran de pe bulevardul Tudor Vladimirescu și achiziționarea de autobuze cu combustibili alternativi. Procedura de selecție a fost demarată în data de 27 iunie 2019, la ea înscriindu-se 3 ofertanți. Oferta prezentată de Mercedes-Benz a fost declarată câștigătoare în urma finalizării raportului procedurii în data de 19 martie 2020. Autobuzele ecologice care, conform contractului, vor fi furnizate până la finele acestui an, sunt alimentate cu gaz natural comprimat, au o lungime de 18 metri, o capacitate de transport de aproximativ 130 de pasageri, dintre care 39 pe scaune, 4 uși de acces și dotări, printre care rampă de acces pentru persoane cu dizabilități, zonă dedicată pasagerilor cu mobilitate redusă, sistem de aer condiționat pentru sezonul cald și de încălzire auxiliară pentru sezonul rece, sistem de informare pasageri și sistem de monitorizare flotă.